Aproape 8.000 de cetățeni din Piatra Neamț și din 14 comune arondate au cărțile de identitate expirate sau nu le au deloc. Mulți dintre ei sunt plecați din țară, în timp ce restul nu sunt în regulă fie din neglijență, fie din motive legate de lipsa banilor ori a timpului necesar dobândirea acestui act. Din păcate, la nivelul serviciului nostru, care arondează municipiul Piatra Neamț și alte 14 comune din imediata vecinătate, figurează un număr de 7651 persoane nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, din care din anii anteriori sunt 4371 rămași. Periodic, lucrătorii Serviciului Public Comunitar de Evidența Populației întreprind acțiuni menite a-i pune în legalitate pe restanțierii la cărțile de identitate. Chiar în aceste zile au fost trimise la adresele lor mii de invitații la sediul instituției Pietrene. În continuare, pe baza invitațiilor trimise, efectuăm verificări complexe care pot duce la punerea în legalitate a persoanelor sau la clarificarea situației acestora. Asta în funcție de rezultatele obținute ca urmare a invitațiilor trimise. Pe baza invitațiilor actualizăm și Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la motivele pentru care persoanele nu au solicitat punerea în legalitate și, ca să venim în sprijinul cetățenilor, organizăm și acțiuni în teren, în colaborare cu autoritățile locale, pentru a prelua documentele și imaginile cetățenilor. Cartea de identitate se eliberează începând cu vârsta de 14 ani, primul act fiind valabil doar 4 ani până la majorat, când trebuie preschimbat. După această vârstă, valabilitatea este de 10 ani.